Dacă sunteți la dietă și vreți să slăbiți, nu vă recomand să mâncați lucruri din acestea, însă eu astăzi o voi face. Haideți să vedem ce gustau. Salut, sunt Otto de la Miere TV, iar astăzi voi mânca burgeri de la Lidl. Știu că n-ar trebui să mănânc lucruri din acestea pentru că încă sunt la slăbire, am slăbit 32 de kg, mai vreau să mai slăbesc încă 18, este foarte, foarte greu acum. Sunt la dietă de foarte mult timp, dar vă zic și de ce fac acest clip. În primul rând, m-am uitat zilele trecute pe YouTube și am încercat să caut acești burgeri de la Lidl și nu i-am găsit pe nicăieri, nu am găsit niciun clip românesc în care să văd și eu cât costă, dacă sunt buni, câte calorii au și alte detalii despre ei. Nici măcar un clip românesc nu am găsit, așa că m-am gândit să fac eu unul. Plus de asta, eu oricum mâncam foarte multe calorii în weekend, mâncam 3-4 mii de calorii, mâncam mai mult să-mi fac așa un refeed. O să vedeți și în clipul de duminică cât m-am îngrășat după ziua aceasta, să vedem câte kilograme am luat și la câte kilograme reușesc să ajung. Să vedem dacă mai reușesc să slăbesc, dacă mă sabotează burgerii ăștia sau nu. Așa că fiți cu ochii și pe clipul de duminică. Acești burgeri de la Lidl costă decât 7 lei. 7 lei amândoi. Asta înseamnă că un burger este 3,50 lei. Mi se pare extraordinar, mi se pare cel mai mic preț. Nu cred că există burgeri mai ieftini de atât. Pot spune că sunt cei mai ieftini burgeri din România. Îi puteți mânca exact așa cum sunt sau puteți să-i băgați și la microunde, să-i mai încălziți un pic, puteți să mai puneți și alte toppinguri pe deasupra. Ei deja vin cu ketchup. Eu știu toate lucrurile acestea pentru că am mai mâncat. Nu este prima dată, am mâncat o grămadă de burgeri din aceștia când m-am îngrășat, când nu mai m-a interesat de dietă și de cum arăt. Și vă pot spune că sunt ok, sunt buni, sunt acceptabili. La banii care costă, la 7 lei amândoi, adică la 3,51 lei, sunt super buni. Bineînțeles, nu sunt la fel de buni ca niște burgeri făcuți proaspeți, luați de la un fast food specializat pe burgeri, nu se poate compara. Carnea asta are gust așa mai mult de chiftea, are un gust mai ciudat, nu se compară cu carnea de vită din burgerii adevărați, dar credeți-mă, pentru banii ăștia chiar merită. Haideți să mă uit repede să vedem și câte calorii au. Au 303 calorii pe 100 de grame, iar burgerii ăștia au 320 de grame amândoi. Un burger are 160 de grame. Uitați, vedeți, scrie și aici. Hai să punem 300 de grame, că e mai ușor să mulțim. Deci mulțim 300 de calorii cu 3, pentru că au 300 de grame. Asta înseamnă că amândoi burgerii au 900 de calorii. Poate chiar un pic mai mult, că au 320 de grame în total. Un burger din ăsta are între 400 și 500 de calorii, destul de mult. Dacă sunteți la dietă și vreți să slăbiți, nu vă recomand să mâncați lucruri din acestea, însă eu astăzi o voi face. Haideți să vedem ce gustau. Trebuie mai întâi să scoatem burgerul de aici. Cam așa arată, are o felie de cașcaval, dar nu o să se simtă gustul cașcavalului. Vă garantez, pentru că am mai mâncat. Aici avem un ketchup, îi rupem partea asta din față. Punem aici peste carne. Gata, și punem capacul. Ia să așezăm și cașcavalul ăsta mai bine. Îl punem pe mijloc. Și gata, burgerul este numai bun de a fi mâncat. Hai să vedem cum e. Da, merge. Carnea asta are un gust mai dubios, m-am zis, ca de chiftea, așa, nu se compara cu carnea de burgeri. Ketchup-ul e bun, cașcavalul nu se simte, iar mai fi trebuit o feliuță, două de cașcaval. Era mai bun dacă îl băgam un pic la microunde, pentru că se mai muia chifla asta, devenea foarte moale și pufoasă. Sper să nu mă saboteze burgerii ăștia până duminică, pentru că vreau să mai slăbesc. Eu oricum mâncam mai mult, mâncam câteva mii de calorii în weekend, vreo 3-4 mii, dar n-aș vrea să mai mănânc atât de mult, pentru că mi-este foarte greu să recuperez până duminică, trebuie să mănânc mai puțin, să mă încadrez în 2000 de calorii, așa. Dacă ăștia doi au 1000, pot să mai mănânc de încă 1000 de calorii, mă pot încadra lejer. Și apoi trebuie să-i dăm cu fructe, cu legume, cu mâncăruri sănătoase, cu mâncăruri slab calorice, ca să slăbim. Doamne ajută! Nu e ceva extraordinar, dar dacă ți-e foame și nu ai prea mulți bani, merită.
Burgerii aceștia sunt de porc, vedeți că la Lidl au și burgeri de pui, dar vă recomand pe cei de porc pentru că sunt mai gustoși. Cam aceștia sunt hamburgerii, sper că v-a plăcut acest clip. Nu uitați să lăsați un like și să vă abonați pentru că pe mine mă ajută foarte mult. Să lăsați și un comentariu pentru a ajunge clipurile mele în recomandatele altor persoane la YouTube și astfel să mă urmărească din ce în ce mai multă lume. M-ați ajutat foarte mult. Nu o să monetizez niciodată canalul acesta, o fac doar din plăcere și vreau pe viitor să mai testăm și alte lucruri, să vedem ce gustau, cât costă și așa mai departe. Dacă o să meargă slăbirea foarte bine săptămâna aceasta, cu siguranță voi mai mânca ceva și weekendul viitor pentru a vă mai pune câte un clip așa pe la mijlocul săptămânii. Vă mulțumesc tuturor care sunteți alături de mine. Eu sunt Otto, până data viitoare, v-am pupat. Ciao!